Ne aflăm în plin sezon estival, mulți dintre noi când mergem la plajă uităm de cele mai multe ori că este și sezonul hoților și ne lăsăm cearceafurile nesupravegheate sau alte bunuri de valoare la vedere. Pentru a nu cădea pradă, polițiștii constanțeni vin cu câteva recomandări. La plecarea din cameră, ori pe timpul nopții, asigurați atât ușa de acces în cameră, cât și pe cea de la balcon și ferestrele. Nu lăsați la vedere bunuri care să-i tenteze pe infractori. Depozitați banii și bunurile de valoare în seiful hotelului. Nu lăsați în autoturism genți sau sacoșe, deoarece pot atrage atenția infractorilor care nu știu ce se află în interiorul acestora. Nu lăsați copilul să se joace nesupravegheat, mai ales în zonele aglomerate. Învățați-l că are voie să plece doar cu permisiunea dumneavoastră și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. Nu-l trimiteți singur să cumpere ceva, asigurați-vă că știe numele, adresa, numărul de telefon al părinților și numele hotelului în care stă. Dacă s-a pierdut, este recomandat să apeleze la un polițist, salvamar, o vânzătoare sau un adult însoțit de un copil. Asigurați-vă că va spune întotdeauna nu persoanelor care, sub diferite pretexte, îi cer să-l însoțească. În cazul în care vă confruntați cu dispariția copilului, apelați în cel mai scurt timp posibil poliția la numărul unic de urgență 112.